Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem pe data de 21 ianuarie și am zis să vă filmez matca roșie. Eu zic că e becada, s-ar putea să mă înșel sau mă rog. Într-adevăr, matca este în al treilea an de viață. Și din cauza că mulți nu suportă această rasă sau se feresc să vorbească despre ea, este foarte, foarte cuminte. Îmi place foarte mult această albină. În privința consumului sau a iernării, când am organizat-o, am organizat-o tot pe 7 rame. A iernat ea și în 8, dar anul ăsta a iernat în 7. Bun, acum ce vreau eu să vă arăt este că nu e chiar așa cu consumul de hrană cum a fost ea prezentată. Este o albinuță roșie, se vede așa, sper că se vede. Hrană a mâncat în limite normale și ceea ce îmi place foarte mult la aceasta, stă cu minte pe ramă când umbli la ea, chiar dacă e soare acum, e frumos. Îmi place foarte mult cum stă pe ramă și e cu minte, deci e o albină cu minte, chiar dacă eu o deranjez. Sunt alte albine care, când deschizi stupul, sar pur și simplu pe tine, dar aceasta e cu minte. Mâncarea are suficient încă pentru asta așa până voi veni cu turte proteice, fiindcă acum am venit să le dau turte energetice la care are nevoie. Și am zis, hai mă să deschid această colonie, că știu că e cu minte, pot să o deschizi fără probleme, lucrez ușor cu ea. Tocmai anul trecut am făcut o serie de regine din această colonie, tocmai pentru acest lucru, ca să poți lucra ușor. Un începător este foarte descurajat în momentul în care deschide stupul și va sări albina pe el. Iată ce frumos așa albina păram, da? Nu fuge, nu se desface ghemul aproape deloc, stă cu minte. Miere are suficient, aici în partea de jos avem și păstură. Deci undeva până în 15 februarie poate să stea colonia fără nicio intervenție, fără nicio altă intervenție. Am găsit albine negre care au dungi albe cu negru. Aici s-ar putea să avem puiet. În momentul în care iei rama cu puiet, albina îți răspunde, îți zice, vezi că aici sunt. Îți răspunde printr-un zumzet când la zgomotul care îl face rama. E normal să răspundă, fiindcă orice ființă de pe acest pământ își protejează puii. Nici albina nu face excepție. Acesta este mijlocul cuibului. Și surprinzător să știți că nu are puiet încă. Da, se vede.
celulele sunt pregătite, dar nu are puiet. Nu are puiet asta. Înseamnă că știe și ce să facă când e iarna caldă, nu? Foarte, foarte frumos stă. Acum mă gândeam că poate și din cauza vârstei, că matca este un pic mai deșteaptă și știe când să pornească ponta. Bun. Deci în privința hranei are suficientă cantitatea de puiet. Nu are, deci nu are puiet. Are celule pregătite, dar nu s-a apucat să ouă. Acum am zis, este și o mătcuță mai în vârstă. Probabil acest lucru face ca să nu înceapă ponta mai repede. Ia să vedem aici. Aici avem mătcuța. E frumoasă. E un beca, zic eu până la urmă. Becau are această structură. Sper să se vadă acolo pe mijlocul ramei. Aș fi curios dacă totuși a depus un ou. Da, a început să ouă. Foarte, foarte frumos. Nu pot să vă arăt ouăle, dar a început să ouă, cred că de vreo două zile. Aici a depus chiar azi noapte ouăle acestea. Bun, nu o să arăt mai departe, că are mâncare. A început ponta, să spunem, exact când trebuie. E o albină foarte faină, îmi place foarte mult. Acum, dacă părerile sunt împărțite, asta este. Eu sunt foarte mulțumit de această albină. Nu știu în ce măsură se va duce gena acestei măci mai departe. Mi-ar plăcea să continue această genă, să o am în stupină. Am scos și miere de la ea. Iată, iernează și în condiții foarte bune. Foarte mulțumit de ea. Consumul de miere mi se pare chiar mai mic față de alte albine. Am albină care arastă pe mierea. Bine, fiind și mai pe puține rame, undeva pe 4-5 rame are albină multe, dar am mâncat toată mierea, deci nu n-a mai fost un strop de miere în acea colonie. Aceasta va sta cu minte până voi veni eu cu proteina la ea. Deci o albină foarte faină. Dacă e să laud vreun năs, vreo albină, este aceasta. Asta îmi place mie. Acum fiecare apicultor, după câțiva ani de zile, are un stup sau o albină care îi place mai mult în stupinal. La mine este aceasta. Bun. Foarte, foarte fain. O să vă arăt și o fică de-a ei, cred că o să fac două filmulețe mici. Aceasta este mama și mergem să vedem cum iernează o fică, fiindcă am făcut un roișor cu
cu o fică de a ei și chiar sunt curios cum arată acea albinuță. Bun, cam așa arată mama, care are 3 ani de zile. Chiar mă gândeam să o schimb în toamnă, dar fiindcă aveam fiicele ei, dar mă gândeam, ia stai mă, poate mai fac și anul ăsta niște regine, mai fac niște regine din ea. Chiar dacă era ea mai slăbuță, aș putea să fac niște regine din ea. Bun, merg, următorul film este cu fiica ei. Până data viitoare, numai bine!